Surpriză din partea autorităților locale din Fetești cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Un veteran de război în vârstă de 97 de ani a fost sărbătorit de reprezentanții primăriei. Gheorghe Turturica a luptat pe frontul celui de-al doilea război mondial, fiind decorat cu medalia Mihai Viteazul, una dintre cele mai importante decorații ale țării. Acesta a fost vizitat de reprezentanții primăriei municipiului Fetești, ai Armatei Române și ai bazei aeriene 86 Borcea, pentru a-i se ura la mulți ani cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, dar și în semn de recunoștință pentru eroismul, dârzenia și patriotismul de care a dat dovadă în luptele din al doilea război mondial. Veteranul de război a povestit cum a supraviețuit războiului întorcându-se teafăr acasă. Mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Domnul Turturică să trăiască, Domnul Turturică să trăiască, la mulți ani. Din partea primăriei, a Casei de Cultură, vă urăm la mulți ani, la să mulți fiți ani. Sănătos, să vă vedem și la 100 de ani, tot așa, să ne întâlnim la aceeași formulă. Și tot ce vă doriți, dacă se poate, să se împlinească și să vă aveți o viață frumoasă în continuare. La mulți ani! La mulți ani! Și sănătate! Cu bucurie! Din partea primăriei, un buchet de flori pentru dumneavoastră și un mic cadou. Din partea bazei 86 aeriene a militarilor activi, multă sănătate. Cum ați reușit să ajungeți la cei 97 de ani? Așa, cu muncă. Muncă multă. Cu muncă. Cu armata, cu concentrările, cu războiul, cu... În război? Cum a fost? Am fost în Rusia, prima dată, și cum am venit aici, la Dămureș. A fost greu, nu? E greu, perioadă grea. Cum a fost? S-a petrecut, s-a dus. Și ați răzbit? I-am răzbit, am. I-am dat peste capăt. Nu este altceva decât un simțământ firesc de recunoștință și respect față de acești oameni care au luptat pentru țara asta în niște condiții pe care noi nici măcar nu le putem visa. Și iacătă, Dumnezeu a avut grijă de ei și a dus la această vârstă ca să îi vedem, să-i luăm drept model și să luăm de la ei această dragoste de țară care poate este înțelesă diferit astăzi. Este modelul perfect, vă spun. Ne oferă o adevărată lecție de viață, putem spune acest... Bineînțeles, bineînțeles. Nu mai găsim așa chiar la fiecare colț de stradă un om la o asemenea etate care a făcut front în condițiile celui de-al doilea război mondial, fiind decorat cu medalia Mihai Viteazul. Medalia Mihai Viteazul este una dintre cele mai importante decorații ale țării. Da? Și deci este un exemplu viu de dragoste de țară, de dăruire și până la urmă, într-un fel sau altul, de succes în viață. Pentru că, încă o dată, nu oricine ajunge la această etate. În primul rând, am venit să-i urăm la mulți ani, cum se cuvine, împreună cu domnul Tănase și împreună cu colegii mei. Am venit să-i mulțumim pentru sacrificiul făcut pentru țară. Pentru Municipalitatea Feteșteană este de fiecare dată o onoare să îi sărbătorim pe veteranii de război. Am mai avut evenimente și o să mai avem când s-au născut domnii în funcție de vârstă, dar asta este ciclică împreună cu veteranii, cu Asociația Veteranilor de Război din municipiu, cu Unitatea Militară de la Bărăganu. Facem aceste acțiuni și colaborăm foarte bine și tocmai de aceea trebuie să-i sărbătorim pe acești oameni, nu numai pentru că este centenarul, ci pentru că au reprezentat ceva și viitorul nostru a fost asigurat de către acești oameni. Ei sunt istoria vie a acestei țări. Este istoria care a fost scrisă cu sânge, nu cu pix. Mie îmi place să spun chestia asta, pentru că așa se scrie istoria, cu sânge, așa, prin sacrificii imense. Tocmai de aceea poate ar trebui să ne gândim la lucrurile acestea, să nu mai repetăm ceea ce s-a întâmplat în primul, dar mai ales în cel de-al doilea război mondial, când oamenii pentru niște idei, nu le pot califica eu pentru că nu sunt istoric, au luptat pentru a-și ține țările integre și pentru a nu se supune altor popoare. Tocmai de aceea este foarte importantă fiecare zi a fiecărui
om a fiecarei legende vii până la urmă, pentru că au să ne spună foarte multe și putem învăța foarte multe de la acești oameni. Gheorghe Turturica a purtat povara unei responsabilități naționale, ca și acele individuale a propriului destin și a propriei familii. Alături de veteranul de război s-a aflat familia care îl prețuiește. Este un gest foarte frumos din partea tuturor. Într-adevăr, a dus o viață destul de grea, a trecut prin foarte multe, dar Dumnezeu poate că e deasupra capului și are grijă de el. A fost din partea lui că totuși s-a luptat cu, pe front și a trecut prin atâtea și atâtea, totuși a fost bine că tot a revenit înapoi acasă și îi mulțumim că ne ajută în continuare. Și prețuim. Da, prețuim foarte mult. Autoritățile locale au promis că vor reveni la Casa Veteranului de Război în fiecare an, cu speranța că vor sărbători și frumoasa vârstă de 100 de ani.